Pentru crescătorii de animale și specialiștii în zootehnie din întreaga lume, această lună a reprezentat cel mai important moment al anului. Organizat la fiecare 2 ani, Târgul Eurotier a prezentat la Hanovra, pe o suprafață de 250.000 de metri pătrați, cele mai noi produse și tehnologii pentru creșterea bovinelor, a porcinelor și a păsărilor de curte. Acvacultura, creșterea ovinelor și a caprinelor, precum și prezentările de animale, au fost în atenția a peste 150.000 de vizitatori prezenți la eveniment. Organizatorii spun că succesul Eurotier 2018 le-a întrecut așteptările. Eurotier este o platformă care reunește odată la 2 ani tot ce ține de partea aceasta a zootehniei, creșterea animalelor, furajelor, echipamente pentru industria zootehnică și sperăm că fermierii, vizitatorii au găsit aici tot ce căutau pentru ferma lor. Eurotier este organizat de Societatea Germană pentru Agricultură, DLG, DLG Intermarketing, a firmă fică în România, a oferit bilete gratuite, bilete de acces pentru Eurotier. Ne-a bucurat faptul că fermierii români și-au manifestat un interes foarte mare pentru vizitarea acestei expoziții. Am dat numai puțin de 650 de bilete pentru acces în Eurotier și un element care ne-a bucurat foarte tare a fost că dacă în trecut numărul zilelor pe care le alegeau să le aloce vizitei pentru Eurotier fermierii români nu depășeau o zi, maxim două, anul acesta am avut numeroase cereri pentru a vizita întreaga perioadă expoziția. Asta înseamnă că vizitatorii români sunt tot mai, fermierul român este tot mai dornic să se informeze și dacă nu aici, unde, în ceea ce privește partea de zootehnie.